Copiii sunt de 6 ani, dânsa a afirmat că ar fi fost agresată de 2 elevi și s-a simțit amenințată. Și atunci spune dânsa că în legitimă apărare a folosit spray lacrimogen. Eu nu pot să cred că un cadru didactic poate fi amenințat de 2 copii de 6 ani. Eu cred că nu a reușit să gestioneze situația, ceea ce, în opinia mea, este inadmisibil unui cadru didactic. Are antecedente din punct de vedere al faptului că de câte ori a fost repartizată pe vreun post, nu a reușit să stea mai mult de 2 săptămâni, maxim o lună, într-o unitate și pe urmă a renunțat. Noi, ca sistem, nu putem să interzicem, pentru că are diplomă. Dacă documentele medicale sunt în regulă, noi nu le putem contesta, pentru că nu avem această capacitate, nu suntem specialiști. Am fost anunțată de către o colegă învățătoare, cum că la o altă clasă, doamna învățătoare a dat cu spray în clasă. Am intrat în clasă, în clasă nu mai era decât doamna învățătoare. Sigur că am întrebat-o, doamnă, ce ați făcut? Am dat cu spray, care a fost motivul pentru că au fost neastâmpărați. Doi copii au suferit pentru că ei au fost spreiați de la o distanță foarte mică. Un alt băiat îmi e de la școală că doamna o da cu spray pe fetițe. Și l-am sunat pe măsa, pe mama, și mama s-a dus cu fata la poliție, în tășnat. Dacă nu știe să se ocupe cu copiii, zice să pune profesoară. Dacă n-are răbdare la copii. Cum mi-a zis luni că el foarte mult o iubește copiii. Așa lui îl iubește, că vrea să-l omoară. Apoi ce să facem? N-avem ce face, tot treabă și trimim pruncii la școală. Copiii vin aici să învețe, în primul rând, dar nu lucruri din astea. Nu-i frumos. Pe ce ai mai prunci și vie la școală? Dacă a făcut amul cu ea, cu mici, poate și ea și cu mari. Pot fi, asta nu contează că e mari, mici, român, maghiar, etnie, român, scop și tot.